Teodora și-a împărțit vacanța între prieteni bunici și mare, dar cel mai mult i-a plăcut la atelierele de vacanță de la bibliotecă. Acolo a intrat pe tărâmul cărților ghidată de doamnele bibliotecare și cum în fiecare copil se ascunde un mic artist, și a descoperit că din hârtie poți realiza lucruri minunate. Îmi spui și mie ce lucrări ai făcut la atelierul de vară? Am făcut un tablou mozaic, o căsuță din cocă cu sare și coșulețe pentru mămici. Le-am umplut apoi cu hârtie creponată, le-am pus pe un becișor și le-am vârtit și am făcut floricele și au fost foarte frumoase. Spui și mie în tablou mozaic ce reprezintă acolo? Reprezintă un coșuleț cu flori. Și cum l-ai realizat? L-am realizat din hârtie creponată și o pensulă sau un bețișor. La atelierele de vară, plastilina a fost înlocuită cu succes cu aluatul sărat ce a căpătat forme diferite. Aici am realizat o ramă și aici am realizat o căsuță care stă pe baza unui pahar până și acum. Mi-au plăcut foarte mult. A fost dificil să realizeze aceste minunății? A fost dificil, da, dar a fost și foarte distractiv. Și cum se aflau în lumea cărților, cei mici au învățat să realizeze cărticele, fiecare așa cum și-a dorit. Cărticica ta are și un titlu? Nu, dar mă gândesc să-i pun. Este al doilea an în care se organizează aceste ateliere, care sunt foarte căutate de cei mici. Începând de anul trecut, am înființat în bibliotecă un alt serviciu. E vorba de un serviciu nou, sub genericul, titlu Clubul de Vacanță din Bibliotecă, Regina este cartea. În fiecare zi am desfășurat un alt gen de activitate, am folosit materiale diferite, tehnici diferite, astfel încât să avem o activitate foarte bogată în bibliotecă. Copiii au fost atât de încântați de activități încât și-au adus și prieteni, astfel că atelierele au devenit internaționale, trecându-le pragul copii din diverse colțuri ale țării sau lumii, veniți în Slatina la bunici. A fost o vară plină de zâmbete, bucurie, voie bună. Grupa s-a format cu 30 de copii pe parcursul a 2 săptămâni. Surpriza a fost ca și anul trecut, au vrut să vină în continuare. După cele 2 săptămâni parcurse, în continuare, cei care au venit la activități și-au dorit să vină din nou. Cel mai mult ce ți-a plăcut? Coperțile de carte și mi-a plăcut și aluatul sărat. De acolo, de la aluatul sărat, am văzut și căsuțe, și rame, și flori. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ramele. Are și titlu. Titlul povestii este Coliba iepurașului. Este făcută din iepuraș. Anul acesta, materialele cu care au lucrat cei mici au fost procurate de cei de la Clubul Sor Optimist. În viitor aveți de gând ca să continuați aceste colaborări cu cei de la bibliotecă? Da, în mod sigur, pentru că aici sunt oameni foarte inimoși. Unul dintre ei este Luminița, da? Și ea are foarte multe idei, copiii vin și ei cu foarte multe idei, vin foarte mulți copii către bibliotecă. Și chiar dacă vara s-a încheiat, activitățile frumoase de aici nu vor înceta. Se pregătesc de zor noi surprize pentru micii artiști. O să divulg doar foarte puțin din ce surprize le pregătim. Spun doar atât, e vorba de povestea lui Pinocchio. Deci am ales-o, faptul că Pinocchio, știm foarte bine, a primit un abecedar. Odată cu deschiderea noului an școlar, cei care vor să descopere abecedarul, făcând o incursiune artistică în lumea lui Pinocchio, sunt așteptați la Biblioteca Județeană.